Sir Arthur Conan Doyle, romancierul, dramaturgul și poetul, născut pe 22 mai 1859, este părintele primului detectiv apărut într-o serie de romane polițiste, Sherlock Holmes. Cine oare dintre iubitorii literaturii n-a citit unul dintre romanele polițiste care l-are ca personaj pe celebrul detectiv? Sau cine oare n-a văzut un film, mai recent sau mai vechi, realizat prin ecranizarea unuia dintre aceste romane ale lui Arthur Conan Doyle? Sir Arthur Conan Doyle a studiat medicina, a devenit doctor, dar din lipsă de pacienți a început să scrie povestiri. A ajuns celebru prin scrierile sale, dar mai ales prin crearea cunoscutului Sherlock Holmes. Mai mult, a influențat prin operele sale, operat altor scriitori, Agatha Christie fiind doar unul dintre aceștia. În ultima parte a vieții, Doyle a fost atras de spiritism, iar o parte a lucrărilor sale din această perioadă au fost la rândul ei influențate de acest lucru. În Uniunea Sovietică, o bucată de vreme, lucrările sale au fost interzise. Din aceeași perioadă, creatorul lui Holmes a devenit prieten cu celebrul magician Harry Houdini.